a celui care ne iubește și ne-a spălat de păcatele noastre prin însă sângele Său. Și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, a Lui să fie slava, amin, în vecii vecilor. Amin. Amin. Salutul Bisericii din Bosanci pentru dumneavoastră este Iuda, versetul 20 și 21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Amin. Am convenit cu fratele păstor al dumneavoastră să avem un cuvânt de învățătură. Nu știu dacă e bine să spun sau nu, era așteptat un alt frate predicator în seara aceasta, un prieten al meu, l-am invitat și la noi la evanghelizare, un bun predicator, fratele Titus Coroban. Dacă dumnealui va veni, eu voi vedea, să fiu atent, și când va veni el, el o să vină la locul lui, dar dumneavoastră tot să mai ascultați predica. Amin? Amin? Nu știu dacă este o pretenție a mea, dar mie îmi place când predic, adunarea să mă asculte. Fostul ministru al culturii, Andrei Pleșu, a participat la o vizită în județul Iași, la facultate, la studenții care au terminat facultatea, și urmeau să intre în producție ca și profesor, cadre didactice la școală. Și-i cunoscut că fostul ministru, el da exemple numai din Scriptură. Și adresându-se la viitorii profesori, le-a spus: măi copii, de la toamnă voi veți merge la catedră, veți începe să predați lecții. Așa trebuie să predați lecția și să captați atenția elevilor cum a făcut-o Mântuitorul Iisus Hristos. Și le spunea el: gândiți-vă că el a predicat 3 zile Evanghelia undeva în pustie, era o pură mare mulțime și părinți și copii, era un pericol să leșine de foame pe drum, că le-a spus: nu le putem da drumul gloatlu, că leșine de foame. Și în mulțimea aceea mare era un copil care avusese o mamă foarte înțeleaptă. I-a pus în spate o traistă cu 2 pâini și cu vreo 5 peștișori și băietul ăsta, ascultând Evanghelia, a uitat că e foame. A uitat să bage mâna în traistă să rupă un colț de pâine. Noi avem și noi foarte, sute de copii avem la adunare. Noi încă mai propovăduim nașterea de copii în părțile noastre acolo. Ei, și avem sute de copii la adunare și avem probleme. Copiii nu vor să stea ei cu minți. La unul îi luăm culori, la altul vezi că se joacă cu mașinuța, altul mănâncă biscuiți și murdărește adunarea. Și facem ceva să-i ținem acolo. Bă, dar cum predica Domnul? Că așa el de frumos predica, cum un băiat stă cu gura cascată, nu mânca 3 zile, sta flămând cu mâncarea în traistă. Așa își dori Domnul să le dea și nouă atenție pentru Evanghelie. Amin? Amin. Dragii mei, în seara aceasta mi-am propus să citesc aceste 2 versete și pentru prima dată în viața mea predic de aici. Când am venit aici, în prima zi m-a rugat Domnul, nu știu dacă am cunoscut pe cineva din adunarea aceasta, pe fratele Fedor l-am cunoscut când am fost la Pamplona, și am spus: Doamne, dă-mi un cuvânt pentru adunarea asta. Și Dumnezeu mi-a dat aceste 2 versete pentru voi. Acum în mintea mea era o luptă, am predici care le știu mai bine, am predicat de mai multe ori, dar n-am vrut să mă împotrivesc călăuzirii care mi-a dat-o Domnul, și pentru voi mi-am propus să vorbesc din versetul 10 în mod special, unde Apostolul Petru spunea așa: de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Noi avem parte de o chemare cerească. Evrei, capitolul 3. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Da? Ațintiți-vă privire la apostolul și marele preot al mărturisirii, dar nu merge mai departe. Noi am avut parte de o chemare cerească. Dar apostolul Pavel spunea prin Filipeni 3:14 parcă: alerg pentru premiul chemării cerești. Rețineți! Este o chemare cerească
ci este un premiu al chemării cerești. Chemarea cerească îmi dă voie să mă aliniez la linia de start. Premiul chemării cerești se dă la final. Cu ceva ani în urmă, niciodată n-am avut dorință să ajung în America. Am refuzat așa toate invitațiile verbale, deși știam că în America e mai bine ca în România. Mi se spunea, măi, acolo ciocolata e mai ieftină și acolo traiul e mai bun. Și la un moment dat, un frate mi-a făcut o chemare. Eu îți fac o chemare. Și m-am uitat la chemare, m-am bucurat, am pus chemarea în buzunar și nu m-am bucurat de nicio bunătate din America. Știți de ce? Eu am primit chemarea, nu m-am dus la ambasadă, n-am cerut viză, nu m-am suit în avion, n-am ajuns în America. Deci o chemare o aveam. Dar te bucuri de toate acestea când primești premiul chemării cerești. Domnul mi-a ajutat și am ajuns până la urmă acolo. Eu aș vrea să particip, de exemplu, la un concurs cu cei mai mari atleți din lume. Vedetele astea de moment, eu nu le știu, că nu le știu pe astea. Dar dacă s-ar face un concurs, să mă cheme și pe mine. Din Bosanci, Dragoș Troitor, să mă pună pe culoarul 1. Ei, că noi luam premiul, dar alerg, dar nu mă cheamă nimeni. Voi aveți un har deosebit. Voi aveți parte de o chemare cerească. Voi care sunteți aici, aveți parte de o chemare cerească și ne-am îndreptat înspre Canaanul de sus. Și acum noi alergăm pentru premiul chemării cerești. Suntem pentru unii mai la început, alții mai la jumătate, aproape unii sunt la sfârșit de cale, dar în alergarea aceasta există un pericol. Pericolul să alunecăm pe cale. Și vine Apostolul Petru și vouă vă spune că n-am predicat niciodată, de aici repet, și am vrut să am alte predici pentru voi ce mi se păreau mai interesante. Dar am fost presat într-un fel asta să le spun. Și vreau să vă spun că pentru toți care v-ați pornit de aici spre cer, spre veșnicie, ați beneficiat de o chemare cerească, sunteți undeva pe drum. Și că există pericolul să alunecați de pe cale. Și spunea Petru, întăriți chemarea și alegerea voastră, căci făcând astfel, nu veți aluneca niciodată. Doamne, ajută-ne să rămânem pe cale. Vorbim de valoarea acestei chemări, mă refer la natura chemării și spun că este de o natură cerească chemarea noastră. Sunt și chemări pământești. Ce înseamnă chemare? În dicționarul enciclopedic al limbii române, două din multe neînțelesuri. Chemare înseamnă înclinație, vocație. Chemare înseamnă și invitație, da? Ce înseamnă vocație sau înclinare? Sunt pe pământ oameni chemați să fie buni meseriași. Dom'le, el nu știe meserie, dar se uită și în două ceasuri face meserie. La altul face și liceu și tot își dă cu ciocanul peste de aici. Nu uit pentru treaba asta, dom'le. Sunt șoferi, copii din clasa a 6-a, a 7-a, când îl sun la volan, conduci, dom'le, mașina. Și am cunoscut un șofer de autobuz, când făceam eu naveta, mergea la deal, la deal, așa, și când ajung la păduri, la copacul ăla, trebuie să schimb viteza. O îmbătrânit o ieșit la pensie și tot timpul a cărâit cutia de viteză. Și așa a ieșit. Nu era chemat ăla la șofer. Sunt chemați unii să fie politicieni, alții sunt chemați să fie pictori, alții să fie muzicieni. Îți chemări pământești, vocații, daruri native pe care le-a dat Dumnezeu. Sunt chemări, adică invitații. Unul invitat să facă parte dintr-un grup select, altul invitat în altă parte. Dar chemarea care o avem noi nu vizează vocațiile noastre pământești. Noi avem parte de o chemare mult superioară. De-ai fi chemat să fii ambasador sau politician de renume sau să te numeri printre bancherii lumii, printre cei care conduc din umbră lumea, chemarea mea și chemarea ta e mult superioară.
Eu am o chemare cerească. Slăvit să fie Domnul. Eu sunt chemat, spunea Romani, capitolul 1, versetul 6, către cei chemați să fie sfinți. Dumnezeu să ne ajute să fim sfinți. Amin? În Evrei, capitolul 9, versetul 15, spune, pentru cei chemați să moștenească făgăduințele. Eu sunt chemat ca într-o zi să moștenesc cerul. Spunea Apostolul Petru în aceeași epistolă, capitolul 3, că cerul va arde, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va trece cu trofnete mari și va arde. Mi-a ajutat Domnul, spuneam, am vizitat multe țări în lumea aceasta. Am fost de mai multe ori în țări din Europa. Am fost și în Israel, am fost și în Dubai, am văzut blocuri de mai înalte de un kilometru. Constructuri. Bloc mai mare de un kilometru. Am fost în Canada, am fost în America, am fost în Australia. Am stat în avion și am zburat 16 ore, fără escală. Am văzut frumuseți extraordinare. Dar le-am spus tuturora, pământul cu tot ce este pe el, îi condamnat să ardă. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm un cer nou. Așteptăm un pământ nou, unde va locui nevrionirea. Asta e chemarea ta. Pui tu valoare pe chemarea aceasta? O chemare de o natură cerească, nu natură pământească. Chemarea aceasta are un status ceresc. Că spunea Pavel 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 24. Că cei chemați, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, propovăduirea crucii e înțelepciunea lui Dumnezeu. Că sunt chemați și iudei și greci. Spunea în Coloseni. Aici nu mai este nici iudeu, nici grec, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici robot, ci toți suntem în Hristos una. Nu se are în vedere statutul tău social. De ce naționalitate e? Nu se are în vedere pregătirea ta. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 26. De pildă, fraților, uitați-vă voi că între noi cei chemați nu sunt mulți de neamănești. Sunt, dar nu mulți. Că nu se are în vedere statutul pământesc. Indiferent din neam, popor, limbă, seminție, indiferent de istoria ta, de trecutul tău, de pregătirea ta, statutul nostru este un statut ceresc. Dumnezeu să fie lăudat. Frații mei, și până la urmă spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 7, de la 17 în jos acolo, asta e rânduiala care am pus-o eu. Fiecare să rămână în starea în care l-a chemat Dumnezeu. Dacă ai fost tăiat împrejur, rămâi tăiat împrejur. Dacă erai netăiat, nu te tăia. Dacă ești rău, nu te năcăjă. Dacă poți, scapă. Dacă ai fost liber, nu te face rob oamenilor. Fiecare să rămână în starea în care l-a chemat Dumnezeu. Statutul nostru este un statut ceresc. Slăviți să fie Domnul. Și apoi noi suntem chemați după un plan ceresc. Romani 8:22. Pe de altă parte, fraților, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Noi suntem chemați după un plan al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ales și ne-a chemat ca să fim pocăiți. Știi ce ne spune Domnul? Să ne întărim chemarea. Că în drumul nostru spre premiul chemării cerești există pericolul alunecării. Rugămintea mea la despărțire, nu știu, știe Dumnezeu de ne-o mai întâlni odată. Pentru că viața are multe lucruri și multe surprize. Mor frați bătrâni, eu am fost la o mormântare și am întrebat pe conducătorul de acolo câți ani are sora, câți avea. Fără câteva luni nu are 103 ani. Avea 103 ani. Eu am un frate mai mare decât mine căsătorit cu o fată de la Ipotești, ucraineancă, lângă satul meu, un sat mare de ucraineni, de 800 de membri botezați, cu cor, cu foarte cântăriți. Și socrul lui, fără o săptămână, a murit la 101 ani. Și mergea fratele meu la el în vizită și îi spunea, tata, ți-e greu, nu? Și el, nu-i greu, cum să fie greu? Greu era când eram în război, când treceau cartușele pe ei, acum la casa mea e greu. Și apoi vorbea cu fratele meu și spunea, na, acum tăceți. Tăceți să auzim cântarea asta.
Și Ionic îi spunea, ce cântare, tată? Auzi, până auzi îngeri cum cântă. Și fratele meu, ce cor au, ce îngeri? Și el spune, bă, dar tu nu mai ești pocăit? Bă, da, ești pocăit. Și cum n-auzi îngeri cântând? El 100 de ani, omul ăsta a fost pocăit. A fost în largă, a fost război, din tinerețe a fost pocăit. Și vreo jumătate de ani n-a putut merge la adunare și Dumnezeu trimitea corul de îngeri să-i cânte. Fratele meu spunea, cred că ți-i greu, tata. Și el spunea, nu tăceți, auzi cum cântă îngeri. Fraților, noi suntem chemați după planul lui Dumnezeu. Dumnezeu pentru noi are îngeri slujitori. Îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de El, Psalmul 34, și scapă din primejdie. Dumnezeu cu noi are un plan, Psalmul 40, versetul 5, cât de minunate sunt planurile tale. Noi facem parte dintr-un plan măreț al lui Dumnezeu. Vorbind de chemarea aceasta, spunea Petru, întâlniți chemarea. Măcar că e așa de valoroasă, ea se poate pierde. Și voi în Spania o puteți pierde. Și voi mergând la Ruscova și repedea, sau unde mergeți voi, și acolo se poate pierde chemarea cerească. Și acolo se poate aluneca. Deci îndemnul meu prin Evanghelie este, întăriți chemarea voastră. Amin? Amin. Și nu mai vorbim de valoarea chemării, dar aș vrea strict să vorbim de obiectivele chemării. La ce ne cheamă Dumnezeu? Și spune Biblia, pe voi care vă chemați să fiți sfinți, nu? Hai să vedem la ce ne cheamă Dumnezeu. Concret, în Numeri, capitolul 10, versetul 2, să faci două trâmbițe de argint, de argint bătut și cu ele să chem adunarea. Primul lucru la care ne cheamă Domnul, ne cheamă la adunare. În Numeri, capitolul 1, cu 17, spune că ne cheamă pe nume. Bărbați chemați pe nume, la sfat și la adunarea Domnului. Primul lucru la care concret ne cheamă Domnul, ne cheamă la adunare. Ne cheamă, aici vă cheamă și lunea. La noi avem adunare marța, joia, seara. În general, de luni avem cu tineri, miercuri, corul bărbătesc, vineri, corul mix. Știți ce vă rog? Faceți un cor mix. Voi sunteți cântăreți. Noi din totdeauna, din 1964, deci de 60 de ani de când, la noi cântă corul fără întrerupere. Avem un cor mix de vreo 70 de persoane, un cor bărbătesc de vreo 50 de frați, o orchestră de vreo 70 de copii și cântarea și pe noi, la noi, e o preocuparea noastră. Dacă îmi place mie ceva ca slujitor, eu ar trebui să spun, frate, îmi place rugăciunea. Îmi place, sau Evanghelia. Cel mai tare mie îmi place corul. Cântarea în cor pe mine, dacă ar cânta numai corul de la 9 până la 12 la amiază, nu mi-a mai trebuit nimic. Și mă rog, Domnul, să vă mutați repede din corul și mă tare, ești un fel de șef. Fă un loc mare la cor, la cor, mare, că ucrainenii ăștia tare mai cântă frumos. Domnul să vă binecuvinteze, amin? Domnul ne-a chemat la adunare. Și spun că voi sunteți chemați și lunea, și marța, și miercurea. Mulțumim Domnului. Eu sunt de la țară, am animale, am trei vaci în gânglar, lucrez pământ mult și la noi oamenii trăiesc din agricultură. Toată vara, marța și joia, frații au venit la adunare aproape ca duminica, nu chiar ca duminica. Au fost ieri, joi, seara, cânta corul. Când era de prășit, când era de treierat, când au început de strâns cartofii, frații la noi, surorile, au înțeles că Domnul ne-a chemat la adunare. Obiectivul chemării te cheamă Domnul la părtășie. O părtășie pe orizontală cu frații și o părtășie pe verticală cu Dumnezeu. Țineți, întăriți chemarea aceasta. Când am vorbit de chemarea și de prezența la adunare, eu am un studiu. Și l-am pus pe patru capitole. În primul rând am spus motivația. Pentru ce se vine o adunare? Și am găsit patru motive întemeiate pentru care trebuie să vin la adunare. Vă spun numai primul. Eu vin la adunare de plăcere. Vii drag să vin la adunare? Amin. Psalmul 84. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor, sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea strigă către Dumnezeu, a altarele tale. Vii drag adunarea? Psalmul 27, versetul 4. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fervinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Vrei așa? Amin.
Psalmul 133. Iată ce frumos și ce dulce este să locuiască frață împreună. Psalmul 122. Mă bucur că mi se zice, haide, la, te bucuri că îți dă un frate, vezi că de sare adunare, ne întâlnim acolo, te bucuri? Deci prima dată trebuie să venim de plăcere. Nu vorbesc de celelalte motivații. Dar în capitolul 4, vreau să vă spun numai asta, în capitolul 4 eu am pus o parte aplicativă. Venim la adunare. Dar noi am predicat un frate odată în vârstă, în comitet, din Psalmul 84. Căci mai mult face o zi în curțele Domnului decât o mie în altă parte. Și omul avea un calcul făcut de acasă, că o mie de zile a însemnat aproape 3 ani de a merge la combinat, la curaveta. Și spunea, oameni buni, cu servieta în mână, cu haine rupte la autobuz, o cărât de șeful, 3 ani, și dacă vii o zi la adunare, e mai mult. Amin? Amin. Dar când predica el, eu mă gândeam că omul ăsta nu previne joi seara la adunare. Așa mi-a venit mie o idee. Și fără să mă pună nimeni, atunci eu am început să predic, predicasem de câteva ori. Din proprie inițiativă, pe timp de vară, 4 luni de zile am făcut prezența predicatorilor joi seara la adunare. Eu îi știam din cap, aveam un tabel în minte cu 37 de frați care predicau Evanghelia și luam de la A până la Z. Și de vreo 3 ori n-am putut merge. Și i-am spus la nevastă, băi, tu ești din sat, de aici cunoști oamenii. Uite tabelul, vezi ăștia oameni la adunare? Dar ea mă întreabă, dar cine te-a pus pe tine să faci asta? Nu face Îngerul Domnului prezența? Eu zic, da, dar unde scrie el, noi nu vedem acum. Și când o să ne arete, s-ar putea să fie prea târziu. Hai, du-te și notează. Și după 16 săptămâni, s-a făcut un sfat. La noi, la sfatul frățesc, era Ieremia, conducător, un om al lui Dumnezeu. Se vorbea așa, despre predicatori, ceva, despre cei care conduc slujbele, cum să facă, și un pic de familia predicatorului. Și asta contează. Eu m-am întâlnit în viață oamenii al lui Dumnezeu, pe care nevasta i-o tras în jos, pe care copiii i-o tras în jos. Și de aceea eu rog toate surorile care aveți bărbați predicatori, fiți un exemplu. Dați-le voie să predice. Dați-le voie să deschidă Scriptura. Și rog pe toți copiii care aveți părinți predicatori, că odată într-un autocar, un frate a spus, frate Juravre, bine, dă câteva îndemnuri. Și omul a ieșit hohotin la microfon și a spus, copiii mei au luat Biblia de mână, nu mai pot să dau. De aceea doresc copiii să fie ascultători și nevestele să fie pocăite, amin? Să le facă cinste. La vicul de sus, unde se mai poartă catrințe, por național și baticuri așa groase, e o adunare smerită. O chema frate la evanghelizare un mare predicator, bun predicator, și nevastă sau un mare cântăreaț. Măi, el așa o predicat de frumos, o pocăință de aia, din Bucovina. Dar nevastă sa, parcă era ieșită din cutii, din Neckerman, aranjată, coafată, elegantă, peste măsură. Și-o cântat de două cântări și la urmă fratei care conducea au spus, mulțumim fratelui care ne-a adus un model de pocăință. Și ca surorile noastre să înțeleagă mai bine, ne-a adus și un model practic să o vedem. Și așa s-a supărat și nu mai vrut să vii, ți-ai bătut joc. Băi, nu mi-am bătut joc, dar dacă tu ești conservator și ai o predică și o cale îngustă, unde nevasta e așa că de liberală și... Ei, vedeți dumneavoastră, dar pe când am participat la sfatul acela, eu am făcut multe liste, așa, multe hârtii, nu era Xero. Și când s-a terminat sfatul, am ridicat, frate Ion, vreau să spun și eu ce. Spune-mi, frate, dragi. Și am împărțit hârtiile, prezența de joi seara. Și am spus, grupați-vă câte 2-3, și veneau câte 2-3 frați, uitau, și mă întreabă, ce e asta? Și eu zic, uitați-vă bine, da? Da. E prezența predicatorilor joi seara la adunare. Fratele acela care a predicat că mai mult face o zi în curțele Domnului, avea 16 absență. Nu a fost niciodată, la el era zero. Eu aveam 13 prezență. Erau frați cu 16 prezență. Și m-a uitat la el. El s-a uitat și a spus, nu ne mântuiește asta pe noi. Și a pus-o pe bancă. Și eu am spus, frate, dacă nu ne mântuiește, de ce o predicăm? De ce suntem demagogi?
venim cu calcule că mai mult face o zi în curțile Domnului, dar noi știm că nu asta ne mântuiește. Să știți că ne mântuiește și asta. Prin chemarea care ne-a făcut-o Domnul, ne-a chemat și la adunare. Amin? Un alt frate a ieșit afară și a spus, Dragoș, dacă îmi dădeai două palme, te ierta, dar pentru hârtie asta nu te pot ierta. Ce s-a întâmplat? Vă spun eu. În joia următoare, frați îmbrăcați la costum, cu Biblia în mână, erau toți predicatori. Mai mult predicatori ca frați erau atunci. Toți au venit să predice joi seara. Numai că nu i-au ținut mult. O alunecat iară. Că în chemarea asta la adunare există pericolul unei alunecări. Doresc ca Domnul să vă pună dorința de a veni la adunare. Dorința de a veni la părtășie. Amin? Și apoi vine cuvântul Domnului și spunea prin Romani, parcă, în capitolul 12, hai să citim, cu versetul 7, cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Vorbind de obiectivele chemării, noi suntem chemați la adunare și venim la adunare, noi suntem chemați la o slujbă. Și fiecare să se țină de slujba lui. Amin? Că poate fi o alunecare, dragii mei. Pe mine m-a chemat Domnul ca să fiu proroc. Și mi-a dat descoperiri și vedenii dumnezeiești. Dar mie nu mi-ajunge asta. Eu vreau măcar în comitet. Vreau în comisia de împăciuire. Și mă duc la frați să îi împac. Și văd certurile lor. Și duminică că nu mai pot proroci. Că multe lucruri eu le știu. Și dirijorii de cor. Ei vor și ei, măcar diacon să fie. Și se face așa o încurcătură, că alunecăm din chemarea noastră. Te-o chema să predici Domnul Evanghelia? Predică Evanghelia. Te-o chema să mijlocești în taină? E o slujbă care nu-i tare vizibilă. Că nici eu nu m-a rugat des pentru glanda tiroidă, nu? Doamne, dăm vedere, dăm auz, care v-ați rugat pentru glanda tiroidă și nu știu ce glande mai avem noi. Dar dacă n-ar fi, le-am cunoaște. Într-o biserică, odată, vremea de har s-a dus. Era bucurie, har, frumos. Și dintr-o dată a apărut certul, s-a vestit probleme. Și cineva spunea, măi, fraților, comitetul, ce s-a întâmplat? Când nu-i mai frumuseț aceea? Păi s-a întâmplat aia, nu de aceea. Și un frate în glumă îi spune, sora cu tare a murit și prietena ei nu mai vine la noi la adunare, îți duce dincolo, că e mai aproape. Și-o râs comitetul de o soră, dar cineva s-a spus la ce e rămas în viață și-o spus la o soră, ma tale, ce slujba ai avut la noi în adunare? Și ea spune, măi, eu împreună cu prietena mea posteam și zi și noapte ne rugam pentru adunare. Ne rugam pentru păstor, pentru predicator, pentru cântăreț. Asta am făcut noi. Și când aceste două suflete au plecat din adunare, adunarea au cunoscut. Mama mea născută în 1930, născută în pocăință. Bunicul meu condamnat la 25 de ani de pușcărie la Cernăuță. Și mama spunea, eu am să mor, măi Dragoș. Dacă eu am să mor, tu ai să cunoști. Și când mama a chemat-o Domnul acasă, deodată am crescut. Că ea zi și noapte sta pe genunchi, ceasuri întregi, se ruga pentru mine, pentru adunare, era o mijlocitoare. Nu știu la ce slujbe te-o chemat Domnul. Te-o chemat aici mai în față sau te-o chemat să stai pe ultima bancă. Dar cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Că există o alunecare. O alunecare care se cheamă nepăsarea. Nu mai vreau să prorocesc. Îmi sar toți în cap. Nu mai vreau să predic. Că îi ating pe frat cu Evanghelia și îmi fac dușmani. Nu mai vreau să conduc. Eu avem o adunare mare și m-am supărat și a spus de azi înainte dau demisia. Și mi-am dat demisia. Că n-am mai vrut să mă țin de slujbă. Și apoi toate le-am plătit. Toate le-am tras. Și am înțeles că Dumnezeu nu glumește, frații mei. Eu 12 ani n-am avut copii. Deși mi-am dorit. Când a murit fratele Eremia și biserica m-a ales ca să fiu prezbiter, m-a ales prin votul bisericii, am fost pus să tragem la sorți și să am lucrări de la Duhul Sfânt. Și așa m-a pus. Și Domnul a spus, dacă accepți lucrarea asta, că eu n-am vrut, ridic o cara și îți dăruiesc familie. După ce m-a ordinat prezbiter, soția a rămas însărcinată, a născut o fată.
O rămas însărcinat, a născut un băiet. Când era însărcinat cu al treilea copil, eu m-am ridicat la ambon și am spus, fraților, am fost destul păstori, am organizat adunarea, de acum mai fi și voi. Începând de momentul ăsta, îmi dau demisia. La 10:20 dimineața, după timpul de rugăciune. Și când am ajuns acasă, soția era în hemoragie. Era într-o baltă de sânge. Și a spus, ce ai făcut? Mi-am dat demisia. Dar eu înainte de demisie, o noapte a stat și m-a rugat, că aveam ambițiile mele, eram tânăr și eram tare ambițios. Și am pus o mașină, am dus o asistentă. În noaptea de 31 pe 1 de Revelion, soția mea trăgea să moară. Și am pus o mașină și m-am dus la o asistentă. Când am deschis ușa la apartament, 30 de oameni beau cu țigările în mână și eu îi spun, doamna asistentă, vine că moare nevasta. Ce are, măi? Și am înțeles că Dumnezeu nu face glume cu noi. Noi ne mai permitem. Dumnezeu nu face glume, reține. Cine e chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Și cine e chemat la o slujbă să se țină de slujba lui, să nu se ducă să o iei pe altuia unde nu a fost chemat. Amin? Amin. Doamne, dă-ne pocăința asta. Amin. Când vorbim de obiectivele chemării, suntem chemați la adunare. Suntem chemați la o slujbă. Și suntem, repet cuvântul de Romani 1:6, suntem chemați ca să fim sfinți. Dar sfințirea parcă ar avea mai multe componente. Legătura asta mare, cuvântul ăsta care se numește sfințire, parcă ar fi alcătuită din mai multe lucruri, din mai multe chemări. Hai să spunem noi mai mici. Și scrie cuvântul Domnului în Galateni, capitolul 5, versetul 13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Dragii mei, voi ați fost chemați la slobozenie. Alunecarea se numește trăirea pentru firea pământească. Nu mai este lege acum. Nu mai e sabatul acela bătut în cuie. Nu mai e Sinaiul cu porunci, cu legi, cu furtună, cu tunele, cu sunet de trâmbiță. Nu, nu, nu. Aduceți-vă aminte că o prins pe un om năcăjit, o strâns un braț de lemn să facă mâncare la copii. Și a spus, Doamne, ce să facem cu omul ăsta că strânge lemn în sabat? Și Dumnezeu a spus, să fie omorât cu pietre. Atâta m-am gândit, măi, strânge un năcăjit niște lemne să facă mâncare la copii. Și pentru că era în sabat, omorât cu pietre. Noi suntem sub har. Dacă vrem, venim la adunare, dacă nu vrem, nu venim. Și trăim pentru firea pământească. Chemare la slobozenie. Păi în vechime, dacă nu luai Paștele odată, din Exod 12 sau Exod 14, o întrebat în Numeri, capitolul 9, versetul 6. Avem niște oameni înținați cu umor. Nu putu prăznui Paștele. Ce să facem? O spus, dacă nu e Paștele în prima lună, să le iei în a doua. Și dacă nu le iei în a doua, spuneți voi, să fie omorât. Sunt aici care nu au luat cina de multă vreme. Acum nu mai suntem sub lege, frații mei. Noi am fost chemați la slobozenie, da? Și luăm cina când vrem și luăm cina dacă vrem. Și dacă nu vrem, nu o luăm ani de zile. Chemarea la slobozenie, alunecarea, se cheamă firea pământească. Să ne păzească Domnul. Amin? Amin. În Efeseni, capitolul 4, versetul 4. Este un singur trup, un singur duh, un singur... După cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde. Noi am fost chemați la unitate. Asta e chemarea noastră. Alunecarea se numește dezbinare. Și vai câți dezbinatori sunt. Aici eu văd un pic de unitate la voi. Mai arată Domnul și mie câte o lucrare, nu mi-o arăta că ar fi partide sau certuri sau tendință de dezbinare. Să vă țină Domnul unitate, amin? Amin. Chemarea la sfințire se numește, una din componente, îi chemarea la unitate. Rămâneți în unitatea aceasta, amin? În Coloseni 3:15 spune așa, și pacea lui Hristos la care ați fost chemat să stăpânească în inimile voastre. S-a alcătuit un singur trup să stăpânească. Știi la cine o chema Domnul? La pace. Și dacă Domnul ne-o chema la pace, alunecarea
se numește ceartă. V-ați mai certat vreodată? Dar ne-a chemat Domnul la pace și acasă, în familie. Și dacă ne-a chemat în familie, spuneți-mi, voi v-ați certat vreodată? Și dacă vă certați, știți de ce vă certați? Vă spun eu. În Filipeni, capitolul 2, la versetul 3, din jos, nu faceți nimic din slavă de șarte sau din duh de ceartă. La voi în casă este un duh de ceartă. Nu e nici la soacra, nici la socru, nici de la salar, nici de la copii. Îi ceartă pentru că este un duh de ceartă. Îi duh de curvie, duh de minciună, Împărați 22, duh de ceartă, scoteți duhul de ceartă. Și pacea lui Hristos la care am fost chemat. În 1 Petru 2 cu 21 spune, și la aceasta ați fost chemat, adică la suferință. Să știți că în pocăință este și destulă suferință. Eu am o predică specială de ce îngăduie Domnul suferința în viața noastră. Dar nu predicăm în seara asta. Eu l-am văzut când ați citit-o, a venit Domnul să-l binecuvinteze. Îi dăm loc și lui să predice. Domnul ne-a chemat la suferință, dar alunecarea din chemarea aceasta se numește plăcere. Pentru ce să sufăr când aș putea trăi în plăcere? Pentru ce să mă duc sâmbătă să dau cu lichid acolo când pot să mă duc la un grătar sau să mă duc la un fotbal sau să dorm? Noi suntem chemați și la suferință. Că asta e chemarea și asta face parte din chemarea la sfințire. Dar alunecarea ei se numește plăcere pământească. Să ne păzească Domnul. Amin. Frații mei, am vorbit puțin de chemarea aceasta și obiectivele chemării, dar vreau să vă spun ceva de perfectarea chemării acesteia. Dumnezeu și-a făcut partea Lui. Știți asta. Dar noi trebuie să ne facem partea noastră. El ne-a chemat, dar El e suveran. Și în Romani 11:29 spune că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darul dat, ci de chemarea făcută. Te-a chemat Dumnezeu. De nu-ți întărești chemarea, până la urmă nu-i pare rău lui Dumnezeu. Pentru că avem verdictul de Matei 22:14 și lucrul ăsta pentru mine are multe semne de întrebare. Căci mulți sunt cei chemați, dar puțin sunt cei aleși. Tu ești dintre cei aleși? De aceea spunea Petru, prea iubiților, întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci făcând așa, nu veți aluneca niciodată. Pe unii, în Osea capitolul 11, parcă versetul 7 spunea acolo, poporul meu este pornit să depărteze de mine. Și dacă este chemat înapoi, niciunul nu se ridică. Pe unii vă cheamă Domnul seara asta înapoi. Că v-ați pornit spre Ierusalimul ceresc. V-ați dus înspre premiul chemării cerești. Și ați alunecat în nepăsare, în răzvrătire, în nepocăință. Și pe unii vă strigă Duhul Sfânt în seara aceasta, veniți înapoi, dragii mei. Așa ca pe fiul risipitor de la roșcove, de la porci, vă cheamă Domnul în sânul său. Vrem să venim? Dumnezeu să ne ajute. Amin. Întăriți chemarea și alegerea. La alegerea să vorbesc mai puțin. Vă pun o fotografie în față din Coloseni. Din Coloseni, capitolul 3, versetul 12. Uitați-vă aici, vă pun în gavon o poză, da? Și voi vă uitați la caracterul omului ales. Cum arată un om ales? Astfel, da, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Așa sunteți? Cu bunătate. Aveți bunătate? Cu smerenie. Ăsta e omul ales. Fotografia lui aici care o pun, așa arată. Cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unul pe altul și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum vă ierta și Hristos, dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care e legătura desăvârșirii și apoi vine versetul 15 de care am vorbit. Așa arată fotografia unui om ales. Așa sunt eu? Vă rog frumos! Mergeți acasă și citiți odată versetele astea. Asta e fotografia unui om ales. Că noi trebuie să ne întărim chemarea și alegerea. Și apoi ce face omul ales?
Asta e caracterul lui. Dar spune în Luca 18:7 și Dumnezeu nu va face dreptate el aleșilor săi care strigă ziua și noaptea către el, măcar că acum se povește față de ei. Un ales al lui Dumnezeu strigă ziua și noaptea. Când a fost ultima noapte când ai strigat către Dumnezeu? Când ai strigat pentru adunarea asta? Când ai strigat pentru el? Când ai strigat pentru el? Când ai strigat pentru cel care se ocupă de grup? Să te trezești noaptea la ora 3 și să strigi lui Dumnezeu pentru adunarea de aici. Când a fost ultima dată? Dumnezeu nu va face el dreptate aleșilor săi. Un ales al lui Dumnezeu îi cu gândul sus, cu privirea ridicată, strigă ziua și noaptea către Dumnezeu. Să ne ajute Domnul. Amin? Și apoi în Isaia, parcă 32, cu versetul 8, spunea omul ales la suflet face planuri alese și stăruiește în împlinirea lui. Dați-mi voi să vă întreb ceva. Nu e vorba de planul de mântuire. L-am făcut noi, ne-am hotărât. Planuri, mai multe. Ce plan ales ai făcut tu săptămâna asta? Ai făcut vreun plan ales? Hai spune-mi. Să se ridice câțiva frați și să-mi spună, uite eu săptămâna asta, ăsta mi-e planul ales. Ai făcut vreun plan? Că omul ales, el asta face. El nu se uită la meci, el nu se uită la film, el nu bârfește, el nu e interesat de politică, el nu face zavistii în adunare, el nu face alte lucruri. Omul ales face planuri alese. Amin? Amin. Și spuneți-mi, care-i planul ales? Un plan ales ar fi să ajut o vădă. Un plan ales ar fi să ajut un orfan. Eu v-am spus, marți veneam la aeroportul de la Cluj cu fratele Octavian și în Poiana Stampii, mare aglomerație. Și am întrebat, ce aici? O îngroapă pe sora aceea care a murit. O femeie de 42 de ani, mama 16 copii, a murit. Cel mai mic copil avea 2 luni. După naștere s-a recuperat foarte bine. Dar într-o noapte a făcut stop cardiac. Știi că Dumnezeu poruncește inimii tale de fiecare dată să bată? Și întreabă inima să mai bate odată și spune Dumnezeu, mai bate odată. Și la femeia asta i-a spus inimii, tu oprește-te. Era fratele Iosifan, că era un predicator, am predicat 5 minute, că așa ne-am înțeles, că n-am vrut să stau, dar acolo e nevoie de ceva. Ai cumva vreun plan ales făcut? Sunt văduve, sunt orfani, sunt năcăjâți. Ai vreun plan ales făcut? Că omul ales face planuri alese și stăruiește în planurile lui. Eu mă apropii de încheiere, frații mei. Apostolul Petru spune așa, de aceea, prea iubiți mei frați, întăriți-vă chemarea și alegerea voastră, căci făcând așa, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în felul acesta vi se va da o intrare slobodă în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Rețineți, chemat și ales. Asta înseamnă în Apocalipsa 17 să facem mare război. Cel mai mare război care a fost vreodată. Și mielul a biruit. Și spune și cei care erau cu mielul au biruit. Și știi cum îi numește pe aceia? Și cei chemați, aleși și credincioși de asemenea au biruit. Dumnezeu ne-a dat chemarea, ne-a făcut alegerea. Petru spune, întăriți chemarea și alegerea. Și oamenii care întăresc chemarea și alegerea sunt credincioși lui Dumnezeu. Vei avea și tu de luptat. Ai și tu un război de dus. Dar cei chemați, aleși și credincioși vor birui. Să ne ajute Domnul. Amin? Amin. Am vorbit de o chemare cerească și de un premiu chemării cerești. Am vorbit de un drum care trebuie să-l parcurgem din chemare până la premiu. Și am vorbit de un pericol, pericolul alunecării. Și Petru spunea, întăriți chemarea și alegerea ca să nu alunecați niciodată. Amin.